Ce fac, băieți, și bine ați venit la un nou episod din FIFA 21 Draft spre glorie. Și înainte să dăm drumul la acest challenge foarte, foarte interesant, nu uita să apeși butonul de like. Hai să încercăm să ajungem la peste 2300 de like-uri, ar fi fabulos. Lasă-și un comentariu mai jos să spune ce challenge-uri ai vrea să vezi în episoadele următoare. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, ghete de fotbal, tricouri, mingi și articole lifestyle, argol.com/ro, linkul e în descriere, ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Astăzi vom face în premieră un challenge pe care nu l-am încercat niciodată. Vom face draftul atacanților, draftul jucătorilor de atac. Care o să fie regulile? În fiecare player pick o să fim obligați să luăm jucătorii cei mai ofensivi. Ofensiv mă refer la poziția pe care o ocupă în teren. Dacă, de exemplu, vom avea într-un player pick 4 mijlocași și un atacant, suntem obligați la atacant. Dacă vom avea 4 mijlocași și o extremă, suntem obligați să alegem extrema. Dacă avem 4 fundași, 3 fundași și un mijlocaș, dau un exemplu, ești obligat să alegi jucătorul mai ofensiv, adică jucătorul pe poziția mai ofensivă. După aceea, la sfârșit de tot, după ce terminăm draftul, primul 11 va trebui să fie alcătuit din cei mai ofensivi jucători din acest draft. Adică nu vom avea voie cu fundași, va trebui să punem mijlocași sau jucători de atac. Hai să vedem cum iese. O să fie provocator, să zic așa. Ca sistem de joc, 4-2-2-2, îmi place foarte mult, e un sistem de joc pe care te poți baza. Și începem, fii atei de și ratăm. Îl ratăm, tati, l-a ratat pe Zizou. E mijlocaș central ofensiv și noi avem un player pick cu 4 jucători de atac, 3 wingeri și un atacant central. Aici putem să luăm pe Neymar, de exemplu. Of, of, l-am pierdut pe Zizou de 97. Hai să vedem în continuare. Avem atacant, da, te rog, te rog. Îmi place ce văd. Îl avem și pe Vardy, avem Team of the Year Lewandowski. Bun, băi, ce frumos a picat, ce card frumos. Are minus 14 pentru că nu avem chemistry încă, dar 4 cu 4 și o să vedeți, de la poartă o face pătrată mingea. Acum, tot un player pick numai cu atacanți. Oare, na, nu prinde cu Leva nimeni, nu prinde nimeni cu Leva, avem acest inform Ben Yedder, Eduard, Team of the Season francez, 4 cu 4, e mai greu de făcut chemistry totuși cu el, dar poate cu Ben Yedder e mai ușor. Hai să-l iau Ben Yedder, hai să-mi iau Ben Yedder aici, fii atent, Ben Yedder, hai să vedem pe mijlocaș central ofensiv, chiar ne-a dat numai mijlocaș central ofensiv. Din punct de vedere al... fii atent că mă ajută. Mă ajută la chemistry, un link foarte, foarte, foarte bun. Îl iau pe Müller aici. E important, dacă avem posibilitatea, să tragem și cu chemistry. Acum, toți sunt ceame. Gomez, Banega, Kramaric, Romarinho, brazilian, 4-4, 99 la agility, 99 la balance. Ai și un Bruno acolo, un Banega. Da, din punct de vedere al chemistry-ului... Nu mă încântă niciunul. Iau pe Romarinho pentru că de ce nu, tati? 99 gile din 99 balance. Ei, pe CDM, nu prea o să jucăm noi, cred, cu CDM. O să fim obligați să băgăm mijlocaș ofensiv. Gueye, ia cu Ben Yedder. Ia vino Gueye încoa. Celălalt CDM. Andre ăsta ia cu... Dacă îl schimb, ia foarte bine cu Ben Yedder. Mi-a dat și un Delaney. Nu o să jucăm cu băieții ăștia. Degeaba iau eu pentru că, o să vedeți... La sfârșit de tot trebuie să-i rearanjăm. Mijloc, fundaș dreapta, Oviță. Fundaș dreapta care, din nou, nu se va regăsi în primul 11. O să fie o nebunie totală. Ce avem? Hinteregger, Evans, Bartra. Băi, eu-l iau. Deși după, de fapt înainte, tot îmi vine să zic după minutul 1, dar nu o să fie așa. Înainte de minutul 1 nu o să mai aibă ce să caute în echipă boia ta de vrai și... Vida Zuma, pentru că it doesn't matter. Kolarov aici, Van Aanholt, Mendy, ia vino încoa. Portar, portarul îl lăsăm, portar avem voi. Și din... Ederson, da, tati. Bun, 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 bun. Hai să mă duc și pe celălalt.
Și să vedem, n-aș lua tot un brazilian din Premier League, pentru că vedem după aceea cu chemistry-ul cum este. Hai să-mi iau un Hradecki. Și acum fundași, nu contează, fundași, tot n-o să conteze, fundași. E, acum e mai bine, fii atent, avem un mijlocaș central, 2-3 mijlocași central, dar avem două extreme. Pot să-mi iau un Douglas Costa, Grifo, iau pe Douglas, care 5 stele la skill. Ups. Interesant card. Insigne e singurul, nu, că avem numai CDM. Insigne, tati, Insigne, am zis că facem numai cu atacanți, faci. Ei, da, tati, Benzema, team of the season, fabulos, haide, tată, vino ca, cred că iau un pic, da, mă, dau un pic de chemistry acolo, așa te vreau, Alisson, nu, obligatoriu aici, fii atent, trebuie right winger Mohamed Salah. Și right winger, left back, CM, ST, avem ST și CF, iau pe la bord ăsta, mi-ar fi plăcut un right mid să pun pe lateral, aici, fii atent, Oviță, LM, Rashford, poate îl faci cumva și poți să-l joci, Cancelo, n-ai voie să iei, avem lui Lund Bernardo, mi-au Rashford aici, mamă, o să fie provocare mare de tot să aranjez jucătorii, mare, mare de tot, left wing back e cel mai, nu, LM-ul e cel mai ofensiv, LM-ul de acolo e cel mai ofensiv și acum un striker, left back, CAM, striker sau left winger suntem. Am Ben Rahma, am Anglia și am și Avidia. Shakuyaku. Cred că mai bine, dar nu se poate. Cred că, decât Insigne, nu? Insigne, dacă îl joc, mai pot să mai schimb, e greu de crezut. M-am jucat puțin cu ei, dar n-ai ce să faci. Ăsta e maximul, maximul! Fii atent, o să fie nebunie totală. Deci, așa arată challenge-ul de astăzi. Numai jucători ofensivi. Totală, totală nebunie. Haideți să ne alegem și managerul. Hai și managerul, stai să pună... la bord ăsta oare mă ajută cumva unde... da, tati! 59 chemistry, am ajuns să mă bucur la 59 chemistry. Fericire totală, împlinire sufletească, 59 chemistry, cu un manager facem și noi 61, este o 61, dar fiți atenți, acum rămâne de văzut după minutul 1 ce facem, pentru că mă gândesc după minutul 1, de fapt vă arăt, stai să începem, hai să începem primul și vă arăt după minutul 1 cum îi aranjez în teren pe băieții ăștia primi în primul 11. Primul adversar, 4-3-3, team of the season. KDB, apărarea bunicică și are și un Henry periculos în față. Ia fii atent, mă gândesc. Ce să te gândești, Oviță, că-i belea. Neymar nu poți să-l las aici, știi? Müller e prea lent să joace acolo. Mă gândesc la un Benzema. Benzema, team of the season, să-l pun acolo. Să las Leva cu Neymar în față, Ben Yedder acolo. Costa, cred că e... fii atent, fii atent. Müller așa. La bord Müller, Romarinho. Ce nebunie totală! Deja, orice meci câștigat e o mare performanță. Golazo! Romarinho! Bine, bă, băieți, bă, 1-0. Bine, Müller, așa, tati. Mă, da, mă ia pe sus, vere, bă. S-a dus, salut. Mamă, ce să faci acolo. Mamă, se întoarce Neymar cu mingea. Asta e în 2 chemistry, ce-i drept. Ce să faci cu el? Greu, greu, greu. Leva. Mă, ce prelungire și-a făcut. Leva, tati, team of the year, deja două goluri în primele 11 minute. Du-te, Romarinho, du-te, tată. Hai, tată. Întoarce-te acum, stai. Ești nebun. Nu, o viță slabă pasă asta. Mamă, și eram solo percuția. Leva! Nu știe nimeni pe unde a băgat mingea asta. Nu știe pe unde a strecurat-o pe lângă portar. Team of the year! Bubuio!
Hai leva. Ben, e de... No! No! Se duce vinclu. Dar nu vrea să intre. Romarinho! Neuer salvează și l-avem pe, pe leva. Poate, poate, poate o lovitură de cap. No. Bine, Karim! Bine, Karim! Ia, fugi. Cine? Nu știu cine e acolo. Romarinho! Fugi, Romarinho! Du-te, tată! Du-te, tată! Centrarea cred că e bună. Lewandowski! Ratează! Cred că ar fi fost meciul jucat. 4-1. Cred că ar fi fost jucat meciul. Nu facem cadouri, dar Benzema e acolo. Nu iartă. Lewandowski? Leva, tati! 4-1! Reușit să câștigăm primul meci. A pus pauză adversarul. Ăsta e. Ăsta e, băieți. Ce avem aici? 4-5-1. Carlos Alberto, Marquinhos de Vrai. Ai, ai. Chemistry bun la echipă. Probabil are un super sub în locul atacantului. Ben! Ben, tati! Nu! Nu, cum să ratezi așa ceva? Ben! Ben, tati! 1-0! Upsi, tată! Salut! Mamă! Ben, hai tati! Ben Yedder! 2-1! Hai tată că se poate! Ai nevoie de încă un gol lejer, Roviță, dacă vrei să ai vreo șansă meciul ăsta, că de primi sigur primești. Sigur de primi primi gol. Un blocaj iarăși. Up! Nei! Încă una. Nu! Cum, tată? Cum a scos-o? Beniță, te văd! Te văd, dar nu poți! Poate! Benedir, tati! Beniță! Te pup! Mamă, cum a băgat-o pe asta? L-a făcut, cred că e vorba de Team of the Season Marquinhos acolo? No, treia la Ben. La scuze la Leva. Mama, am văzut o poartă pe asta, Lewandowski, am văzut o poartă, băi, băiatule, băi, mamă, mamă, și-a atins puțin plasa laterală, racheta lui Lewandowski. Oh, nu cred! Aproape să dă gol din farfecă! Foarte aproape, dar e victorie! Mergem în semifinale! Ce avem aici? Un 4-2-2-2. Benzema cu Team of the Season Lautaro. Cum sunt Dombele, e bazat pe mijloc rău. Și apărarea, nu știu ce mai facem noi cu Rafael Varane acolo. Dacă mai putem să mai facem ceva. N-ai ce să faci, nu poți să te aperi cu cu Rashford la așa ceva. Bine, Ben Yedder, egalăm, tată, egalăm, hai că se poate.
Penalti! Hei, hei, penalti ăla! Mamă, ce penalti mi s-a părut acolo, sau poate că doar mi s-a părut mie. Cine știe? Ah! Nu poți așa ceva, nu poți așa ceva, să ai atât noroc la faza aia, n-ai cum. Nu, Leva, bag-o în poartă de acolo, mă! Haide, tată! Haide, tată, că se poate, Lewandowski! Cu egalarea! N-ai ce să faci, mă. Asta-i... Oh, Rashford! Hey, Rashford! Problema cea mai mare, cred, în acest challenge este acest directional nutmeg pe care poți în majoritatea timpului să-l aperi dacă ai fundaș. Dar avându-l pe Rashford acolo, a fost un dezastru împotriva directional nutmeg. Dezastru, pur și simplu, se dă la o parte. Superb, superb cu Lewandowski, superb! 5-3, da, e târziu. Oh, nu, bară! Șansă să relansăm partida. Hei, Ben Yedder acolo, face 5-4. Suntem pe constant pressure, oare mai prindem un singur atac? Ne mai trebuie și noi nouă să mai sperăm o dată. Greu de crezut, va face time play cel mai probabil. Da, face time play, Gageu. Uf, aproape, am fost aproape să luăm mingea. Băi, ești nebun, ăsta a făcut time play, frate. A făcut time play împotriva cuiva care avea atacanți ca fundaș. Oricum, performanță foarte frumoasă și ne-am bătut acolo la victorie în acest draft. Deși challenge-ul a fost unul foarte, foarte, foarte dificil. În apărare, greu, tată. Foarte greu cu astfel de jucători. Foarte, foarte, foarte greu. Pe atac, totuși, câteva goluri superbe. Team of the Year Lewandowski a fost fabulos. Deci ce am făcut cu Team of the Year Lewandowski acolo? I-am înnodat pe adversar, nu mai știau unde este mingea. Nu uitați să lăsați un like la acest clip și să lăsați un comentariu să-mi spuneți ce challenge ați vrea să vedeți în clipul următoare. Vă pupoviță! Pa, pa!